Învață-mă calea Domnului. Povestiri pentru copii de D.L. Moody. Grăbește și puneți la inimă aceste cuvinte. Povestea doctorului Booth. Doctorul Booth, din New York, mi-a povestit despre vizita făcută acum ceva timp într-o țară orientală. A văzut acolo un păstor care voia să treacă turma peste un pârâu. A intrat în apă și a strigat apoi oile pe nume, dar ele s-au oprit la mal și au început să behăie mult prea speriate ca să-l urmeze. A ieșit într-un final din apă și a luat doi dintre miei. Pe unul l-a vârât în haină, iar pe celălalt l-a ținut la piept, trecând din nou prin apă. Oile se uitau acum la păstor, nu la apă, căci doreau să-i vadă pe micuți. Și așa le-a trecut păstorul prin pârâu, ducându-le la niște pajiști mult mai înverzite de pe cealaltă parte. Uneori, Dumnezeu ia câte un copil la cer, iar apoi tatăl și mama lui privesc spre cer și îl urmează. Uneori Dumnezeu ia câte un copil la cer pentru ca și părinții lui să tânjească, să ajungă acolo pentru a fi cu copilul lor, pentru a merge în locul unde Dumnezeu a pregătit locașuri pentru cei care îl iubesc. Învață-mă calea Domnului. Ați ascultat Povestiri pentru copii de D.L. Moody. Nu uitați, viața cea mai frumoasă este viața cu Dumnezeu.